Prea cuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, Dară Dumnezeu, suntem în duminica aceasta 17-a după Rusalii, duminica femeii cananiene, închinată Evangheliei cu femeia cananiancă. Părintele a explicat în cuvântul său și a arătat și numele femeii cananiene și dar duminica aceasta este premergătoare în fiecare an perioadei triodului. Începând de duminica viitoare, cu duminica viitoare, intrăm în perioada cea deosebită, frumoasă a triodului, când și cântările în biserica noastră se schimbă și starea noastră lăuntrică a creștinilor ortodoxi se schimbă și devenim mai parcă mai apropiați de Dumnezeu, mai smeriți, pentru că pericopele evanghelice ne îndeamnă la așa ceva, dar și cântările bisericii ne trimit pe noi către taina cea mare și frumoasă a pocăinței, care nu este altceva decât taina unirii cu Hristos, a descoperirii frumuseții lui Hristos, a descoperirii iubirii lui Hristos și a așezării noastre înaintea lui Hristos. Deci pocăința nu înseamnă altceva decât o așezare lăuntrică, un echilibru lăuntric, o așezare într-o bună rânduială, rânduiala cea frumoasă a creștinilor noștri, care parcă de la o zi la alta se tot pierde mai mult și suntem parcă tot mai străini de Duhul curat al părinților noștri, al moșilor și al strămoșilor noștri. Canaanul, femeia aceasta, cananiancă, poartă numele ținutului Canaanului. Cunoașteți Sfânta Scriptură, e perioada de iarnă. Am îndemnat la citirea Psaltirii și la citirea Sfintelor Scripturi. Canaanul era țara făgăduinței, întoarcerea în țara făgăduinței. Canaanul se tâlcuiește belșug, un ținut al belșugului, un ținut, cum spune în Cartea Vechiului Testament, unde curge miere și lapte, adică belșug, se găsesc de toate. Țara aceasta a fost ocupată de poporul lui Israel după întoarcerea din robie Egiptului. Dar în pământul făgăduinței, în pământul Canaanului, nu au intrat decât doar numai cei care au rămas fideli lui Dumnezeu. Doar numai cei care au rămas așezați în credința cea dreaptă și nu s-au îndoit. Amintiți-vă, vă rog, de poporul iudeu în călătoria lui prin pustie, pentru că și-au ridicat un vițel de aur și au făcut un idol. Niciunul din acei care și-au plecat genunchii înaintea acelui idol, niciunul nu a intrat în țara făgăduinței. Nici Moise, care stătuse de vorbă cu Dumnezeu, nici Moise, care primise din mâna lui Dumnezeu tablele legii, avea să vadă țara Canaanului de pe muntele Moab, dar nu avea să intre în pământul făgăduinței. Avea să rămâne oasele acolo, în munte, și mormântul lui nu este cunoscut și nu a fost cunoscut vreodată
în istorie mormântului Moise. De ce n-a intrat în pământul făgăduinței? Pentru că și el s-a îndoit. Prin pustie, când era cu poporul și poporul cârtea, poporul Israel, cârtea pentru că nu aveau apă, când au ajuns la stâncă din pustie, a zis, oare va ieși din stânca aceasta apă? Și a lovit cu toiagul. Apa a ieșit, poporul s-a hrănit și a potolit setea cu apa dumnezeiască, dar Moise a primit acest cuvânt, pentru că te-ai îndoit, nici tu nu vei intra în pământul făgăduinței, în țara Canaanului. Deci, pământul făgăduinței, țara Canaanului, din pământul făgăduinței, din țara Canaanului, iată că mai erau la câteva sute de ani, la așezarea poporului Israel, mai erau încă băștinași pe acolo, cum a fost și această femeie cananeancă ce a venit înaintea Domnului Hristos. Cineva a zis în această zi, ascultând Evanghelia, cuvinte de plumb pe o inimă îndurerată. Și într-adevăr, inima femeii era îndurerată și cuvintele Mântuitorului au fost aspre. Dar așa cum a prezentat oarecum și Părintele cuvântul său, nu au fost aspre pentru că el ar fi avut înăuntrul său asprime, ci pentru a arăta asprimea pe care o aveau și împietrirea inimii pe care o aveau moștenitorii țării făgăduinței. A arătat că cei care acum ocupaseră țara făgăduinței îi desprețiau pe băștinași. Și Iisus le-a arătat că iată o femeie cananeancă, ce credință adâncă poate să aibă. Cine ar răbda cuvinte grele ca acelea pe care le-a rostit Domnul, dar a spus Domnul le-a rostit pentru a-i înțelepți pe iudei, pentru a le arăta lor greșeala pe care o au, disprețul, pentru că ei aveau un oarecare dispreț și aroganță, care cumva se vede până în ziua de astăzi. Cei care ați fost la Ierusalim, ați întâmpinat așa ceva și chiar în zilele acelea, în zilele acestea, extremiștii din neamul acesta au ridicat pietre împotriva așezământului românesc de la Ierusalim, aruncat cu pietre. Viții mei, cum intrăm noi în pământul făgăduinței, cum ne apropiem noi de Hristos, aici este problema. Cea mare a zilelor noastre, cum suntem noi, avem și noi credință ca aceea femeii cananiene? Că vedeți, în istorie au intrat chiar fără nume, fără a menționa, fi menționat în Evanghelie numele lor, ceea ce a spus Părintele din tradiție. Nu s-a păstrat numele femeii cananienci, a femeii samarinenci, soția lui Pilat. Se cunoaște numele soției lui Pilat? Nu se cunoaște. Și amintiți-vă, când Iisus era pălmuit și bătut pe cruce, ea, soția lui Pilat, a trimis acest cuvânt lui Pilat, nimic să nu faci dreptului acestuia, căci mult am pătimit astăzi în vis pentru el. Vedeți, câteva sunt, aș îndrăzni să spun, câteva intervenții
ale anumitor femei pioase care au fost sub adumbrirea Duhului Sfânt și care au mărturisit adevărul. Dar adevărul nu-l poți mărturisi decât atunci când îl crezi. Când credința ți este întemeiată, îți este adâncă, îți este statornică și când aceasta e împodobită cu frumusețea smereniei. Și dacă ai smerenie, ai dragoste și slujire, jertfelnicie, te dăruiești. Deci să ne întrebăm în această duminică, eu cum mă apropii de Hristos? Am și eu ceva din credința femeii cananeice? Sau poate tăgăduiesc prezența lui Hristos și a Dumnezeului meu prin ce? Așa cum a făcut poporul iudeu, cârtind împotriva lui Dumnezeu. Deci, Doamne, unul moare și altul trăiește. Deci, Doamne, unul se îmbolnăvește, iar altul nu se îmbolnăvește. Deci, Doamne, cumva faci nedreptate sau câte și alte cârteli care le pătrund și străbat mintea și inima omului. De aceea să fugim de cârteală împotriva lui Dumnezeu, ci să luăm cu mulțumire. Vedeți, femeia cananeiancă, în adânca ei credință și smerenie, da, Doamne, la cuvântul aspru nu este bine să iei pâinea copiilor, să arunci câinilor. Primește starea de câine, se smerește adânc, acceptă. Da, Doamne, așa este. Nu este bine să o iei și să o arunci. Da, dar vezi, Doamne, că din firmiturile alea de acolo de la masă, câinii se hrănesc. Capătă ceva. Prefer starea aceea. Mă smeresc. Mă plec. Primesc starea aceea. Și dar îmi dai din firmiturile care cade la tine. Nu avea nevoie de pâinea întreagă, ci s-a mulțumit cu o fărmitură. Pentru că știa că o fărmitură este și un întreg. Și acum vă îndemn să vă duceți, amintiți Părintele cuvântul său, de la fărmitura de pâine, în fărmitura de pâine îl primim întregul. Oricât de mic ar fi Hristos în lingurița în care o primim, în Sfântul Potir, o fărâmă, cât un vârf de ac, din pâinea sfântă, din trupul lui Hristos, el este întreg și se dă fiecăruia întreg. Deci, vedeți, fărămitura, am putea vorbi mult aici despre cunoașterea acestei femei cananiene, adâncul ei și trăirea ei. Să ne împodobim cu acestea și să îndrăznim, lăsând deoparte cârtirea și judecata, lăsând deoparte vorbirea de rău și împodobindu-ne cu dragostea, încingându-ne cu ștergarul lui Hristos. Căci Hristos, deși era aspru în cuvânt în acel moment, era încins cu ștergarul pentru a o sluji pe femeie și pentru a-i vindeca fiica. De aceea și venit sentința rapid, în clipa următoare, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cuvântul tău. Și se încheie Evanghelia, relatarea cu minunea vindecării fiicei cananiene. Dumnezeu prea bunul să ne da și nouă râvnă și dragoste pentru citirea Sfintelor Scripturi.
într-o cunoaștere a lui Dumnezeu, căci citind Sfânta Scriptură ne împodobim și ne apropiem și cunoaștem mai mult din adâncul tainelor lui Dumnezeu. Și rugându-ne, ne așezăm și noi la masă, nu numai fărmituri primind, ci primind întregul. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin.